L-am întrebat pe directorul biroului din Constanța dacă există cumva și alte oportunități. El mi-a spus, da, există posibilitatea să devii trainer la un moment dat în cadrul companiei Profit Point dacă tu vei demonstra că stăpânești foarte bine ce urmează să predai. Am renunțat la confortul poziției de director din Constanța și am acceptat o nouă provocare. În decembrie 2017 mi s-a propus poziția de director coordonator regional. După cursul teoretic a urmat cursul practic, firesc. După cursul practic, scopul meu era să obțin un job, un venit, nu conta din ce sursă. Pentru a obține jobul respectiv trebuia să trec o testare. În anumite condiții, erau niște condiții draconice, pentru că de fapt cineva oferea niște bani gratuit unui începător, unei persoane fără experiență. E clar că testarea respectivă te punea într-un anumit context de stres, în care să demonstrezi că știi ce să faci, pentru că cineva încredința niște bani. Totodată am înțeles un lucru atunci, că siguranța piețelor financiare și a unui venit constant în piețele financiare nu este o garanție. Practic, eu puteam luna asta să-mi fac targetul, luna viitoare să nu-mi fac targetul și într-un final să nu mai am un job și un venit. Și am urmat calea testării, am luat testarea, i-am demonstrat că am abilitățile și că înțeleg ce trebuie să fac și ulterior am intrat într-un program intensiv de pregătire ca trainer. La 23 de ani am devenit trainer. La 24 de ani, directorul biroului din Constanța și-a dorit să se întoarcă în București. Iar CEO-ul de la vremea respectivă i-a spus ok, dar ai nevoie de un înlocuitor. Și el m-a propus pe mine. La vremea respectivă a fost o nebunie din partea tuturor, din partea CEO-ului pentru faptul că a acceptat propunerea, din partea mea pentru că m-am aruncat pe o poziție de a conduce un business la doar 24 de ani, în condițiile în care ce știam eu despre business. Și ăsta a fost primul pas. Partea interesantă era că eu în poziția de director trebuia să-mi formez o echipă, să dezvolt noi traineri, să învăț ce să facă, cum să predea. Lucru pe care l-am făcut atât de bine încât după un an de zile mi s-a propus să preiau poziția de director în biroul din București, care la vremea respectivă era, la fel cum este și astăzi de altfel, cel mai mare și important birou din structura Profit Point. Am renunțat la confortul poziției de director din Constanța, întrucât aveam o echipă formată, deja lucrurile funcționau firesc. Am renunțat la confortul ăsta și am acceptat o nouă provocare într-un oraș nou, într-o capitală în care nu mai fusesem, nu am mai locuit și cu aceleași obiective, să fac din biroul din București cel mai puternic birou din grupul nostru. Mi-a luat 3 ani de zile. În decembrie 2017, la nivel local în România, grupul avea 7 birouri, iar pentru că reușisem să formez o echipă în București, mi s-a propus poziția de director coordonator regional și am început să preiau al 3-lea birou în subordine, al 4-lea, al 5-lea, până când am început să înglobez toate birourile și practic să preiau funcția de CEO al grupului și astăzi să coordonez direcțiile în care afacerea merge. Practic, sunt 9 ani de zile de când fac asta zi de zi. Pe de o parte, activitate de investitor activ în piețele financiare, pe partea cealaltă, managerul unei afaceri care s-a transformat în 9 ani de la o activitate restrânsă la o activitate cu perspective și dorințe de creștere incredibile.